Carmel, din psalmul 46, neamurile se frământă, versetul 6, și se frământă împărățiile se clatină. Într-adevăr, în vremea aceasta, neamurile se frământă, împărățiile se clatină. Dar oamenii nu mai sunt cu gândul acesta spre Dumnezeu. Ei se frământă, se clatină cu privire la lucrurile acestea pământești. Dar Dumnezeu să ne întărească, să avem dorința aceasta și să spunem, Doamne, ajută-ne să putem ajunge în patria cerească. În vremea aceasta oamenii sunt turburi. Oamenii nu știe în ce parte să alerge, nu știe ce să caute, nu știe ce să facă, dar nu mai caută pe Dumnezeu. Doresc alte lucruri, doresc toate lucrurile de pe fața Pământului să le caute, să le aibă, dar un singur lucru nu mai doresc să-L caute pe Dumnezeu cu adevărat. Oamenii se interesează de venirea Domnului, se interesează când va veni Domnul, dar nu au această teamă când va veni Domnul, dacă este curat înaintea lui Dumnezeu, dacă va fi gata să-L întâmpine pe Dumnezeu. Oamenii nu mai gândesc lucrul acesta, dar se gândesc când va veni Domnul. Și Cuvântul Domnului spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 1, cât despre venirea și cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie. N-avem trebuință să ni se scrie, pentru că automat noi știm lucrurile acestea, că Dumnezeu va veni. Venirea Domnului este aproape. Este cu cât mai mult a fost acum 2000 și ceva de ani în urmă, cu atât mai mult este acum mai aproape venirea Domnului. Așa cum spune Cuvântul Domnului, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Am citit lucrul acesta. Ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Dumnezeu să ne viteze și atunci când va veni, ar vrea să fim pregătiți. Amin. Chiar dacă alții n-au dorința aceasta să fie pregătiți, n-au dorința aceasta să-L întâmpine pe Domnul, dar noi să ne ajutăm cu Dumnezeu să fim pregătiți, să fim gata și să spunem, Doamne, sunt gata, când va veni Dumnezeu pe norii cerului, să-și ridice mireasa, să spunem, Doamne, suntem gata, suntem gata. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne numim copiii lui Dumnezeu, că suntem copiii lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze, să rămânem statornici. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, statornicie este un dar și fericită cel ce o are, căci pe urma lui răsa izvoare și mărturisire și Domnul să ne binecuvânteze, să răsară pe urma noastră, să rămână pe urma noastră lucruri bune și să vadă în noi o viață curată, o viață plină, plină de bucurie în prezența Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și mai departe, Cuvântul Domnului spune, când voi zice, vor zice pace și liniște, atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeie, înainte înțărcinată și nu va fi chip de scăpare. Atunci când toată lumea va zice că este pace, este bucurie, când toți în inima lor va spune că am ajuns să fiu fericit, am ajuns să fiu bucuros, pace, bucurie, atunci să știți că va veni venirea Domnului și Domnul să ne gândeze când va veni venirea Domnului să fim gata, să fim gata să spunem, Doamne, sunt gata, să dau dispoziția Ta și Domnul să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne întărească, Domnul să fie cu noi și noi să rămânem cu El. Să spunem, Doamne, ajută-ne ca familia noastră să locuiești Tu ca Domn și ca Mântuitor. Și Domnul să ne întărească. Un alt verset al Domnului, un alt cuvânt al Domnului, spune versetul 2 din 2 Tesaloniceni, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă, cu El vă rugăm fraților, vă rugăm fraților să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați în inimile voastre și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Sunt mulți oameni care vin și spun că vine Domnul de seara, vine Domnul mâine, dar nu se întâmplă lucrul acesta. Dar Dumnezeu ne scrie pe Sfintele Scripturi toate lucrurile. Când va veni Domnul, venirea Domnului, când va veni Domnul pe pământul acesta și Dumnezeu să ne întărească și să spunem, Doamne, ajută-ne. Vin mulți oameni care caută să schimbe lucrarea lui Dumnezeu, care caută să schimbe cuvântul lui Dumnezeu, dar Domnul să ne întărească, să fim doritori de Dumnezeu și să spunem, Doamne, ajută-ne, învață-ne. Vedem noi că lucrarea Duhului Sfânt, multe biserici nu mai practică, pentru că nu-i mai interesează, dar Dumnezeu să ne viteze și să spune, Doamne, aș vrea să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze în locul acesta, ca Duhul Sfânt să ne științeze, Duhul Sfânt să ne dea putere. Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se învăța și doreze toată inima să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze. Duhul Domnului să fie în locul acesta. Nimeni să nu ne amăgească, nimeni să nu ne turbure, așa cum spune Cuvântul Domnului, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va
veni înainte ca să fie lepădarea de credință. Dumnezeu să ne gândeze. Vedem noi în vremea aceasta, mulți oameni se leapădă de Dumnezeu. Mulți oameni se leapă de Dumnezeu. Nu-i mai place în prezența Domnului, nu-i mai place să-L caute pe Dumnezeu. Oamenii se leapă de foarte ușor de Dumnezeu. Dar Dumnezeu să ne binecuvânteze și să spune, Doamne, în vremea aceasta, când este o vreme de strâmtorare, o vreme turbură, o vreme în care oamenii nu mai știe ce să aleagă, ajută-ne noi să te alegem pe Tine. Pentru că alegându-L pe Domnul nostru Iisus Hristos, vor rămâne fericiți toată viața. Și Domnul să ne binecuvânteze și să spune, Doamne, ajută-ne ca Duhul Sfânt să locuiască în inimile noastre, ca Duhul Sfânt să lucreze în biserica aceasta, ca Duhul Sfânt să-și proslăvească numele de slavă în locul acesta și Domnul să ne întărească. Și un alt cuvânt al Domnului în 1 Timotei, capitolul 4, spune, dar Duhul spune lui că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Unii se vor lepăda de credință. Din ce cauză se vor lepăda de credință? Uitați ce spune Domnul, cuvântul Domnului. Se vor lepăda de credință ca să se lipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Domnul să ne binecuvânteze. Sunt unii oameni care se leapădă de Dumnezeu, se leapădă de credința aceasta care a fost odată, odată pentru totdeauna și se alipesc de o învățătură ușoară, o învățătură care se le placă și Domnul să ne binecuvânteze ca locul acesta să fie o învățătură după cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și Domnul să ne întărească. Oamenii aceștia nu sunt statornici. Oamenii aceștia care se lasă, care leargă de la o evanghelie la alta, care leargă de la o învățătură la alta, nu sunt oameni care înrădăcinați în Dumnezeu și Domnul să ne îndrezeze și Domnul să ne întărească oameni care să se mânați pe pământ bun, să aibă rădăcini bune în Cuvântul lui Dumnezeu și spune mai departe cu Domnul, abătuți în fățărăcia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu ferul roșu însuși în cugetul lor. Domnul să ne îndrezeze. Oameni sunt oameni în zilele noastre fățarnici, oameni care au fățărăcia lor, au prefăcătoria lor. Dar Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ferească de acești oameni și Domnul să ne de aceste învățături, de aceste lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu și dorim din toată inima ca dimineața aceasta, rugăciunea aceasta să spune, Doamne, ajută-ne să rugăm pentru locul acesta de închinare. Amin. Doamne, binecuvântează locul acesta de închinare, binecuvântează familie din locul acesta, binecuvântează frații care vor veni în locul acesta să se bucure în prezența Domnului împreună cu noi și Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute Bunul Dumnezeu și să spune, Doamne, aducem lucrarea aceasta înaintea Ta. Te rog din toată inima, ai în vedere. Trimite Tu îngerii Tăi păzitori să păzească locul acesta de închinare, familie din locul acesta, copiii, cântăreții, toți care vestesc Evanghelia. Și Domnul să ne întărească și să spune, Doamne, fă-ți lucrarea de slavă, pentru că Tu ai promis în locul acesta că vei face lucrări mari, dar să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem sta lângă El. Și când vom sta lângă El, când vom fi niște oameni, așa după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta și Dumnezeu ne binecuvântează. Doresc din toată inima ca Domnul să ne binecuvânteze toți oamenii care vor veni în locul acesta să simtă puterea lui Dumnezeu, să simtă prezența lui Dumnezeu, să simtă milă, să simtă iertare, pace, bucurie, nădejde. Nădejdea aceasta să o simtă, să spună, de astăzi încolo am nădejdea aceasta pentru că Iisus va veni în casa mea, Iisus va veni în familia mea, Iisus se va da biruință și Domnul să ne binecuvânteze. Doresc din toată inima să ne ridicăm pe picioare, să aducem rugăciunea aceasta înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ai milă, ai în vedere de lucrarea din locul acesta și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.